este deținătorul premiului întâi la prima ediție a festivalului Valeria Peter Predescu. Și se cheamă Paul Daniel Anania. Bună seara, Paul! Bună seara, bine v-am găsit! Și pentru că peste două zile vom sărbători Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Îți dorim Paul și vine la de la Pavel. Mulțumesc. Și îți spunem la mulți ani. Succes în continuare pe acest Mulțumesc. Drum pe care ai pornit. Vreau să-ți spun și ție, Cristina, dar și telespectatorilor noștri, că am făcut parte din juriu și atunci când juriu s-a întrunit, fiind prezidat de binecunoscuta realizatoare de emisiuni folclorice Mărioara Murărescu de la Televiziunea Română, având acolo și pe doamna Elize Stan, tot de la Televiziunea Română, și desigur doamna Eugenia Florea de la Radio România, marea noastră interpretă Florica Ungur, după ce cu toții din prima clipă la Marele Premiu au spus Eugenia Horoba, a rămas să vedem cine este premiul întâi. Mare surpriză când, calculând notele, când din discuțiile pe care le-am avut, a trebuit să acceptăm faptul că premiul întâi va merge spre un foarte tânăr, cel mai tânăr concurent, Paul Daniel Ananie din Maramureș, un copil extraordinar care a impresionat juriul, dar și publicul prezent în sală, prin vocea sa deosebită, prin repertoriu de o frumusețe și acuratețe cu totul deosebită, prin felul în care a știut să vină și să convingă juriul și publicul, prin glas, prin prezență scenică, prin ceea ce a făcut el acolo pe scenă. Cu toții am stat și ne-am întrebat dacă nu-i prea tânăr pentru premiul întâi, dar eu zic că este o șansă unică pentru el, extraordinară, care, iată, a pornit din Bistrița și care sperăm să îl ajute în acest demers al său de a promova folclorul autentic maramureșan. Și eu zic că de foarte multe ori glasul și, eu știu, varietățile vocale nu au vârstă, spun eu, nu? Așa atunci este. Când sunt... Dar când e vorba de o vârstă foarte fragedă, este o bucurie în plus. Dar aș vrea să ne spună Paul ce a însemnat pentru el sau ce a simțit când a văzut că a câștigat premiul întâi. Pentru mine participarea la acest festival a fost o rampă de lansare și vreau să spun că m-am hotărât în ultima clipă să particip și nu regret niciodată că am făcut acest lucru. Mi s-au deschis multe uși care nu credeam că o să mi se deschidă vreodată și vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă apreciază și care mă ajută. Da, eu știu când ai ajuns, aplauze pentru că merită. Când ai ajuns la acest festival, cum te-ai dus? Ai zis o să câștig, nu o să câștig? Nu, eu chiar la telefon, domnule Alexandru, cum ne-am spus, sunt un candidat la preselecție. Nici măcar ne-am spus că vreau să intru în concurs sau așa și după ce am trecut preselecția am fost foarte bucuros și când am văzut că am câștigat premiul întâi, nu mă așteptam, mă așteptam la ceva, nu chiar premiul întâi. Când am văzut că am câștigat premiul întâi am fost foarte fericit și m-am bucurat că am câștigat premiul întâi tocmai la acest festival, la Valeria Peter Predescu. Noi îți urăm succes! Mulțumesc! Da, el... a crescut într-o zonă unde folclorul românesc este la el acasă, este acolo la Vadul Izei, în Maramureșul istoric. A fost și mugur de tezaur, a avut dascăli buni și îndrumători buni și sunt convins, țineți minte, numele Paul Daniel Ananie va fi un reper pe harta folclorică a Maramureșului, sunt convins de acest lucru. Să dea Dumnezeu! Paul Daniel Ananie! Ananie. Lasă-l când e sus pe crangă, ca mumii lumea mai dragă, ca mumii lumea mai dragă. Cântă cu ce și eu când, cântă cu ce și eu când, și Dumnezeu nu-ți da rând, și Dumnezeu nu-ți da rând. Dați-i drumul glasului, dați-i drumul glasului, păsul pola codrului, păsul pola codrului.
ieșit feciori pe câmp, și-o ieșit feciori pe câmp, să vă audă cântând, să vă audă cântând, și-o ieșit feciori pe câmp.